Spitalele din Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Siret și Gura Humorului vor fi nevoite să amâne plata salariilor aferente lunii octombrie, în situația în care protestul angajaților de la Casa de Asigurări de Sănătate nu încetează până marți 14 noiembrie, când ar trebui să se facă viramentele din trezorerie în conturile unităților medicale. Contactat telefonic, managerul spitalului de la Câmpul Lung Moldovenesc, medicul Adrian Kosinski, a declarat că unitatea medicală a avut o rezervă de bani, însă a folosit-o pentru a asigura cofinanțarea unor proiecte. Prin urmare, nu dispune de fonduri în bugetul propriu pentru a plăti salariile celor 300 de angajați. Managerul spitalului de la Vatra Dornei, Valentin Stan, a declarat că așteaptă banii de la CAS pentru salariile celor 294 de angajați. Primarul de la Siret, Adrian Popoiu, a explicat că în oraș sunt două spitale, unul de boli cronice și altul de psihiatrie, care au în total peste 300 de salariați și ambele așteaptă banii de la CAS. Managerul spitalului de la Fălticeni, Vlad Moraru, a declarat că în situația în care unitatea medicală nu primește banii pentru serviciile medicale prestate, spitalul poate să asigure doar 50% din suma necesară pentru plata celor 520 de salarii. Doar spitalele de la Suceava și Rădăuți au bani suficienți ca să plătească salariile angajaților, însă doar pentru o lună. Pentru luna noiembrie, drepturile salariale vor fi virate în conturile angajaților prin eforturile proprii pe care le putem face. Sperăm ca acest lucru să nu se întâmple și pentru luna decembrie, astfel încât protestele să înceteze și să putem da salarii. Dar, repet, pentru luna, salariile care le virăm în luna noiembrie pentru luna octombrie nu vor fi absolut deloc probleme. În ce zi trebuie să intre banii pe card? Pe data de 15, în mod normal, pe data de 15 noi virăm acești bani. Liderul de sindicat de la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, Andrei Nesteriuc, a declarat luni 13 noiembrie că protestul va continua până când guvernul va accepta revendicările protestatarilor. Protestele la Suceava continuă exact din aceleași motive. Vrem mărirea salariilor și creșterea numărului de angajați, pentru că la fel suntem în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea. De asemenea, am avut o conferință de presă electronică, o videoconferință cu colegii noștri de la București, de la BNS, prin care ne s-a comunicat că astăzi, la ora 16, se întrunește Camera Deputaților pentru vot și mâine, la fel, la ora 10, avem reprezentanții noștri la întâlnirea de astăzi, la ora 16, la Camera Deputaților. Sperăm să se rezolve problema și să dăm drumul la treabă. Ce se întâmplă dacă nu se rezolvă problema? Se blochează plățile către spitale și farmacii, celelalte instituții medicale? Deocamdată banii la Casa de Sănătate Suceava nu au intrat în cont, dar protestul se va desfășura pe termen nelimitat în caz de nu se rezolvă problema și evident nu vor fi plătiți furnizorii.